Tanti Ioana din Pleșoiu cultivă an de an cu varză o bucată din terenul deținut. Banii strânși au ajutat-o să aibă ce pune pe masă nepoțelului pe care îl crește singură. Anul acesta s-a ales doar cu munca. Varza nu a avut căutare, chiar dacă a încercat să o valorifice la jumătate din prețul de anul trecut. Nu are cine să o cumpere, am tăiat-o și o dăm la porți. De 20 sau cu o remorcă, 300 de chile. Uite, nici cu 70 și cu 80 de bani nu ia nimeni. Anul trecut, cam cum ați reușit? Anul trecut, mai dinișor. Mai cu un leu, mai cu 80 de bani, cu 90 am dat-o. Anul ăsta nu e pe când varza, nu putem să o... Fermierii care au pariat în această toamnă pe cultura de varză se plâng că vânzările merg prost, în ciuda faptului că ne aflăm în plin sezon de conservare a acestei legume pentru iarnă. Vânzările sunt extrem de mici, deși țăranii au ajuns să o vândă pe mai nimic. Un leu kilogramul, ce să zic? Nu prea merge. Și să vindeți? Păi nu. Mai aveți multă? Mai avem destulă. Și ce veți face cu ea dacă nu se vinde? O dăm la porci. Foarte prost. Foarte încet. Nu știu, ori COVID-ul, ori lumea nu are bani, foarte greu. Foarte zi de zi, mai nimic. Cam cât reușiți așa să vină? Există zi și mai bunicele, dar și foarte proaste. 100 de lei dacă vinți pe zi, de multe zile a fost. De primăvară a mers mai bine, de toamnă s-a vândut foarte prost. Deci în primăvară a mers începând de la 50-70 de bani, la 1,20 lei, 1,50 lei, în prima tranșă. La seria de toamnă, nu, n-am făcut mai nimic, totul la 50 de bani. Asociațiile de fermieri susțin că situația nu se datorează unei supraproducții de varză pentru această toamnă. În opinia lor, s-a ajuns aici din cauza măsurilor luate de autorități în vederea reducerii răspândirii noului coronavirus. Faptul că sistemul Horeca a fost și este închis în continuare a dus și la scăderea prețului acestui produs, varza, cum vă mai spuneam, și cartoful este la un preț foarte derizor, ceapa la această dată 30 de bani, 40 de bani, 50 de bani la consumator, la producător, este de neacceptat. Am avut un an foarte greu, foarte greu. Legumicultura a fost, cred că, unul dintre cei mai grei pe care îi cunosc eu de când m-am făcut puțin mai mare. Noi lucrăm din tată în fiu ca idee în legumicultură, dar anul acesta pot spune că este unul dintre cei mai grei ani și Doamne ferește să avem aceleași probleme și în anii următori. Anul acesta, în Olt, varza a fost cultivată pe 738 de hectare. Suprafața este mult mai mică decât anul trecut, când oficial a depășit 1000 de hectare.